Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Regiunea în Obiectiv. Eu sunt Vlad Lucian Arhire și vă invit în următoarele 50 de minute să urmăriți o emisiune împărțită în două, între fotbal și box. Invitatul meu din această seară din studio, Ciprian Paraschiv, președintele Clubului Politehnica Iași. Cip, te salut, bine ai venit în studioul nostru. Bine te-am găsit, wow, ce rapid vorbești, să știi că eu nu pot să țin ritmul cu tine. În priză, am intrat în priză, așa că avem multe subiecte de discutat. Vom vorbi pe larg despre situația clubului din Copou. De asemenea, vă propun să rămâneți alături de noi, pentru că îi vom avea tot în direct pe vicecampionii europeni de la box. Este vorba de Ana Maria Romanțov și Ionuț Chiriac, care tocmai s-au întors de la campionatul european de juniori, în care specialiștii își pun mari speranțe și pe viitor pentru momentul în care vor trece la seniori. Începem însă cu fotbalul. Ne întâlnim după o înfrângere a Politehnicii Iași 0-2 aseară cu CFR Cluj în Copou. Aș porni de la linia de clasament. 3 victorii, un egal, 8 înfrângeri, 10 puncte în 12 partide și Poli nu mai reușește să câștige din 27 septembrie. De afară se vede așa ca o criză. Ce simțiți voi în interior? Da, într-adevăr, poate nu au fost rezultatele pe care le-am dorit și le-am așteptat. Chiar mă gândeam ce ar fi însemnat 3 puncte la meciul cu Viitorul și poate 2 puncte în plus la meciul cu Piteștiul, eram la 2 puncte de play-off. Atât de strâns este clasamentul, vedem că o diferență destul de mică, mai ales dacă și împărțim punctele între ultimul loc și ultimul loc din play-off. Exact. Deci campionatul este foarte condensat, nu este disperare, dar din păcate nu reușim să mai ducem victoria și în curtea noastră. Sperăm acum pe final ca la ciclism, nu, să facem un sprint și să aducem cât mai multe puncte, mai sunt 3 meciuri și zic eu că putem salva chiar un an, mă rog, un tur de campionat pe final de an calendaristic. Spuneai de meciuri în care puteam să ne agățăm, să obținem mai multe puncte, Voluntari, Pitești, Astra, chiar Sepsi, partida pe care am jucat-o pe teren propriu. Da, bun, Voluntari și Sepsi chiar nu meritam, dar eu zic că la Astra meritam să obținem rezultat cu Piteștiul, din punctul meu de vedere meritam să câștigăm cu Viitorul. Na, știm și noi ce s-a întâmplat și cred că, din punctul meu de vedere, meciul s-a întrerupt la scor de 2-1. Asta e fotbal. Până la urmă, asta e frumusețea fotbalului. Zic eu că nimic nu e, nu știu, alb și negru. Tot timpul există o virgulă și poate de-aia lumea iubește atât de mult fotbalul. Care crezi că ar fi cauzele, totuși, acestor rezultate desatisfăcătoare din ultima perioadă? În Liga 1 sunt 6 înfrângeri, nu din 7 meciuri. Da, cred că, în primul rând, am suferit din punct de vedere al lotului, în special în linia defensivă, pentru că fundașii pe care ne-am bazat la început de campionat, și mă refer la cei doi fundași experimentați, Frăsănescu și Mihalache, ambii ne-au lipsit un jucător. Unul dintre ei a fost accidentat și suspendat, celălalt a fost și bolnav de COVID și accidentat. Și astfel, cumva, am fost puțin dereglați acolo, chiar dacă, din punctul meu de vedere, Nicos Baxevanu s-a crescut foarte mult în joc, a devenit, zic eu, la vârsta de 21 de ani, un jucător cerebral și care, de la meci la meci, a crescut. Sperăm să intre și Răzvan Popa de la din retur. Cred că asta a fost unul dintre argumente. În al doilea, zic eu, a doua cauză care ar putea sta aici, poate și situația financiară din dealul Copoului, deși niciodată la Iași nu putem spune că a fost extraordinar. Da, o să vreau să vorbim puțin mai târziu despre situația financiară și despre cum vezi viitorul clubului pe termen, nu doar acum, eu știu, pentru returul campionatului, ci în următorii ani. Dar dacă ar fi să împărțim vina, așa, ca să o ducem prin tot clubul, între jucători, antrenori, președinte, cum? Cu toți suntem vinovați și încep cu mine. Eu sunt primul vinovat, evident. Deci toți suntem, toți ne bucurăm la victorii, toți suferim la înfrângere, nu? Deci la mine, când o echipă câștigă, și magazinerul are meritul lui, când o echipă pierde, da, și doamna de la spălătorie are vina ei. Deci eu așa văd lucrurile. Suntem cu toții și la bine și la rău. Crezi că acel conflict între Pancu și Andrei Cristea a destabilizat puțin vestiarul? S-au împărțit oarecum taberele? Poate unii jucători i-au ținut partea colegului lor? Poate e și firesc, într-un
conflict cu antrenorul? Nu, n-aș mai vrea să aduc în discuție, a fost depășită, mă rog, eu zic mult conflict, cred că a fost o lipsă de comunicare, poate și din partea mea, poate dacă aș fi știut din timp, aș fi încercat eu să mă implic mai mult, dar nu, chiar n-aș vrea să mai revenim, mai ales că lucrurile sunt pe făgașul cel bun și n-am face decât să, nu știu, poate rău și echipei și a trecut. Vestiarul e unit? E o familie? Simți că jucătorii au conexiune așa unul cu altul sau fiecare își vede de treaba lui? Nu, și... din punctul meu de vedere, jucătorii sunt fantastici. Deci toată lumea știe că cel puțin jucătorii noi nu și-au încasat niciun ban de când au venit în Dealul Copoului. Îi vedem că muncesc la antrenamente. Încearcă să dea pe teren tot ce au mai bun. Eu n-am ce să le reproșez jucătorilor, chiar sunt caractere adevărate. Da, n-au fost rezultatele pe care le-am așteptat de la ei, au fost și meciuri mai slabe, dar zic eu că, nu știu, în proporție de 90% au avut determinare, au avut atitudine, nu ne-a ieșit cât am fi vrut nouă să ne iasă. Dar eu zic să nu ne pripim, mai sunt 3 meciuri și în 3 meciuri, cum am spus, poate salva un tur de campionat. Dar vin să se plângă pe la birou? Nu e nevoie să se plângă între ghilimele. Da. Sau mergi tu la ei? Mă duc eu des la ei și nu e cazul să se plângă. Nu. Vin pentru că, repet, sunt un președinte extrem de sincer. Nu mi-am mințit jucătorii niciodată. Le-am zis ce pot, ce nu pot. Nu ești modelul Cortaseru, nu? Că intră miercuri banii. Nu. La ei din septembrie intră miercuri banii. Nu, jucătorii au știut care sunt planurile mele, cum văd eu să închidem situația. Eu zic că financiar chiar... comparativ cu anul trecut, dacă anul trecut undeva la ora 11 noaptea s-a închis monitorizarea, vândându-se 3 jucători, poate zic eu pe bani puțin, în acest an suntem în liniște cu monitorizarea, sunt convins că și cu licențierea vom fi în regulă, chiar dacă vom mai aduce, nu știu, 2-3 jucători, pentru că e nevoie să ne întărim în iarnă, sperăm să și reușim să aducem transferurile pe care le dorim. Dar, din punctul meu de vedere, eu nu am ce să le reproșez jucătorilor în această privință. De la meciul de aseară, ți-ai fi dorit mai mult? Evident, da, echipa a jucat slab, e o realitate și când joacă slab, joacă slab. Cred că, în afara meciului cu Voluntari, cred că ar fost... poate și meciul cu Șepși a fost unul dintre cele mai slabe meciuri ale noastre, pentru că am jucat cu frică și s-a văzut că doar repriză, chiar au fost momente în care s-a jucat de la egal la egal, am avut chiar câteva ocazii, dacă îți dai mă obicei de gol nu poți ști cum va fi cursul jocului, a mai fost Mensah, într-adevăr, și au avut ocazii multe. E campioana României și... Bun, îți propuneai mai mult, adică puteai să te duci cu gândul la 2 victorii cu CFR Cluj în decurs de 7 zile? Absolut, eu la fiecare meci mă gândesc la victorie, deci... Și le-am știut pe băieților că forța grupului poate bate orice, nu știu, forță privind valoarea individuală a fiecărui jucător în parte, pentru că noi știm deja, am și spus-o, avem bugetul cel mai mic din Liga 1, și cu bani, cu restanțe, dar e un grup frumos care a bătut FCSB. La Craiova am fost aproape să obținem un rezultat bun. CFR-ul l-am bătut în cupă, deci eu nu cred că trebuie să ne fie frică. Și iată că aseară s-a intrat cu frică. Eu așa văd lucrurile. Echipa a intrat cu frică. Avem și o declarație a lui Daniel Pancu, făcută imediat după meci la conferința de presă și aș vrea să o urmărești și tu, probabil o știi, să o urmărească și telespectatorii, după care revenim și comentăm pe marginea acestei declarații. Planul tactic a fost la fel, să trecem peste prima repriză fără să primim un gol, după care în a doua să introduc jucători de atac, cum am făcut și la Cluj. Astăzi nu am mai mers și din cauza faptului că noi am pierdut multe dintre dueluri, am intrat temători în teren, am dat prea multe șanse adversarului, un adversar bun, un adversar cu jucători de calitate și era normal ca ei să profite de greșelile noastre. Jurnaliștii spun că se adună rezultatele negative în campionat. Ce mai speri până la finalul acestui an, la finalul turului? Noi dacă am pierdut ceva, lucrul cel mai important nu sunt neapărat punctele, starea de spirit. Am arătat în multe momente ca o echipă plazată, plafonată, tristă. Chiar dacă în fiecare săptămână le reamintesc că dacă sunt jucători care
suferă mai mult din cauza întârzierilor astea salariale, găsim un mod de a-l ajuta sau chiar poate să nu vină la antrenamente, să rămână acasă, pentru că un singur jucător, dacă intră trist sau supărat în antrenament sau în joc, influențează mult pe ceilalți. Nu caut scuze și nu, vă repet încă o dată, nu ăsta este un alibi pentru faptul că am pierdut astăzi cu CFR Cluj. O echipă cu probleme, da, și Dinamo, o echipă cu probleme, le-au plecat câțiva jucători foarte, foarte importanți. Noi, e important ce facem noi, noi avem de recâștigat starea asta de spirit, fără de care nu putem să batem pe nimeni. Nu știu, dacă s-ar putea rezolva și mai repede problemele financiare, ar fi extraordinar până la finalul campionatului, până în ultimele două jocuri, până în ultimele trei jocuri. Din păcate, nu depinde de noi. Cum e de gestionat astfel de situație cu jucători, cu moral ridicat? Sau în alt atâtea necazuri? Am antrenat. Îți spun sincer că nu, nici 1% nu mint pe nimeni dacă vă spun că până acum implicarea lor în antrenamente e una de 10 cu felicitări. Am avut jocuri, inclusiv ăsta din seara asta, în care e greu să reacționezi când primești un pumn, probabil că ți-aduce aminte de toate datoriile. Întreabă jurnaliștii dacă e o soluție să apelezi la un psiholog. Nu cred că e o soluție la psiholog, cred mai degrabă, cred că un șoc la echipă de genul care a fost la CFR Cluj poate ar schimba ceva, nu știu, mai sunt trei jocuri. Eu voi trage linie, mă voi analiza și pe mine și jucătorii vom trage concluziile împreună cu conducerea și dacă voi considera că asta este lucrul cel mai bun pentru Politehnica, fără niciun fel de problemă, vom găsi o soluție. Din nou direct la Regiunea în Obiectiv, împreună cu Ciprian Parasiv, președintele Clubului Politehnica Iași. Pleacă Pancu? Nu, eu aseară am stat până aseară, am stat până spre dimineață, probabil arăt și obosit, chiar am vorbit foarte mult cu Daniel. Daniel e un luptător, nu-l văd să se dea la o parte atât de ușor, nici eu nu renunț atât de ușor la un antrenor, pentru că eu am crezut din primul moment în Daniel și cred că inclusiv pe acest final de campionat va putea să redea spiritul jucătorilor. Vom analiza la final de tur. Chiar l-am întrebat ce a fost cu acea declarație, probabil a fost pus la supărare, la nervi, însă nu cel, va trebui să facem o analiză pe toate palierele la final. Noi facem analize, dar va fi una mult mai complexă, să vedem unde s-a greșit, unde au fost făcute lucruri bune, ca să știm cum să atacăm returul și... Deci până în pauza competițională sigur nu pleacă? Nu, nici în pauza competițională nu mă gândesc să mă despart de Daniel, nu știu el, dar nici el. Repet, e un luptător și aseară chiar l-am simțit mai... Indiferent de rezultate, duci, mai Doamne ferește, mai vin trei înfrângeri. Haideți să vedem ce va fi până atunci. Eu nu cred că vor veni trei înfrângeri, nu. Eu sunt mai optimist și... Da, iar legat de jucători, de partea financiară, ei știu, au un contract ferm, deci banii și vor primi, deci nu, tot timpul am fost sincer, nu vor pleca de sărbători fără să-și încaseze minimum două salarii. Deci vom fi, din punctul meu de vedere, chiar Iași, undeva în luna ianuarie, eu cred că vom fi una dintre cele mai stabile echipe din punct de vedere financiar, asta simt. Ai spus că ai vorbit cu el până dimineață, care a fost principala nemulțumire sau ce ți-a spus așa, cu ce ai rămas din discuția cu el? Nu, au fost multe discuții pe diferite, inclusiv poate ce posturi avem nevoie din iarnă, analiza meciului. Dar se poate spune că l-ai întors? Nu cred că a fost cazul, nu, el era decis, era să încercăm să dăm tot ce e mai bun de noi, nu l-am spus nicio clipă că ar da înapoi, sincer. Nemulțumit de ceva? Nemulțumit, el știe la ce club a venit, pentru că inclusiv nu numai cu jucători, și cu antrenor am fost sincer atunci când am purtat discuția cu el, am zis că am preluat un club cu datorii foarte, foarte mari.
Eu primi bani din Decul TV, am văzut abia prin luna august sau septembrie, pentru că majoritatea, nu majoritatea, cam toți banii erau cesionați de la venirea mea în Dealul Copoului. Însă, repet, eu zic că am fost ponderați, am gestionat lucrurile cum trebuie, astfel încât să dăm un oarecare echilibru financiar clubului din Dealul Copoului, pe care eu chiar cred că spre final de an vom sta destul de bine din acest punct de vedere. Avem, așa cum v-am spus, două reprize de box în această seară la Regiunea în Obiectiv. Mergem către prima să bată gongul în sala clubului Nicolina, acolo unde se pregătește unul dintre vicecampionii europeni de juniori. Este vorba de Ionuț Chiriac. Sergiu Ciocoiu, colegul meu, se află acolo. Îl salut pe Sergiu, dacă ne aude, noi îl vedem. Da, vă auzim și continuăm ceea ce ați început voi acolo în platou, în studio, acest tur de revistă al performanței și al campionilor. Cum ai spus, ne aflăm la Clubul Sportiv Nicolina, în sala de box. Nicolae Chipiroc, profesor Nicolae Chipiroc, este antrenorul acestui club. Foarte multă performanță, foarte multe medalii, mult aur este aici prin sportivii pe care îi antrenează. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Spuneți-ne, ce este cu acești sportivi pe care îi avem lângă noi, pe care îi aveți în primul rând dumneavoastră, lângă dumneavoastră? Ce performanțe au? Unde au fost? Unde vor să meargă? Unde au să meargă în continuare? Deci, Boboc, Alexandru și cu Ionut Chiriac, care sunt campionii anul ăsta, acest an sunt campionii României, au fost selecționați pentru campionatul european de la Sofia. Pentru o nefericită problemă n-a mers Boboc, care era și el aspirant la o medalie. În fine, a mers Chiriac Ionuț, a luat medalie de argint și a fost frustrat în finală de medalia de aur, zic eu, și toată lumea a văzut, nu numai eu. Zic că acești copii sunt campionii României de 3 ori. Ionuț de 3 ori, campionul României de 2 ori la juniori și odată la cadeți. Boboc este campion la juniori anul acesta și de 2 ori campion la cadeți. A boxat la europene de 2 ori, a luat locul 5 la Albena în Bulgaria. Și anul ăsta sunt mulțumit de rezultatele pe care a venit și medalia de argint la europene, că eu aș fi vrut să fie de aur și de aur trebuia să fie, dar dacă nu s-a putut, asta e situația. Sunt mulțumit de băieții ăștia. Acești băieți, trebuie să le spun telespectatorilor, continuă practic palmaresul și spiritul de luptător pe care l-ați insuflat dumneavoastră, spiritul de luptător și palmaresul totodată, pentru că sunteți multiplu campion, aveți foarte multe trofee în box. Sigur. Sunt vicecampion mondial de tineret, am boxat la europene la seniori, multe turnee internaționale câștigate. Alexandru Boboc, spune-ne, te rog, ce este cu această medalie pe care o porți? Nu ai mai ajuns la europene, dar ești totuși campion național. Da, sunt campion național anul acesta la Târgu Jiu, în 2020, la juniori. Și vicecampionul european, spui că puțin ar mai lipsit, dar ca să fii campion european, ești totuși vicecampion european și campion național. Da, sunt campion național de juniori la Târgu Jiu, cum a spus și Alex. În finala campionatului european am boxat foarte bine. Cred eu că trebuia să câștig și toți au spus, dar asta este. Cum este, domnule profesor, pentru un sportiv în momentul în care simte că ar fi meritat victoria și un arbitraj neinspirat, să zicem așa, îl frustrează de acești laure ai locului întâi? Bineînțeles că și eu am trăit aceleași unele probleme ca și cum le trăiesc ei acum, dar n-am avut așa o performanță ca a lui, să zic, la un meci care sigur câștigase Ionuț în finală la europene și l-a dat învins. Am pătit și eu în Mongolia tot la fel, tot cu un rus am boxat în finală și am venit cap în cap, mi-a spart arcada și am fost și eu atunci frustrat de medalia de aur. Dar în fine, asta e situațiile, se mai întâmplă în box când noi cam greu putem să trecem de
chiar dacă câștigăm cu rușii, nu putem să trecem mai departe pentru că nu ne lasă arbitrii. Cum arată sala de box a clubului sportiv Nicolina? Câți sportivi aveți? Pe ce categorii? Da. Ei sunt singurii cei mai buni? Nu sunt singuri, am copii foarte buni. Sunt copii care promit și mai departe vor fi medaliați și ei. Deci aici am într-o zonă cam defavorizată cu copii din Dallas. Cum ați auzit, știți cartierul ăsta? Copii cu minți care îi primesc, chiar dacă sunt ei dietni sau de ce sunt, sunt copii care îi iubesc și mă ascultă și vin să se pregătesc pentru a fi campioni. Să mergem puțin la copii. Alexandru, ce te-a determinat să vii aici la box? Ai vreun idol? Te uitai la televizor și ți-a plăcut vreun boxer în mod deosebit? Sau ești tu însoțit de un spirit de luptător? Da, idolul meu este Canelo. Îmi place tactica lui înainte de a intra în meci, înainte de a intra în ring. Și îmi place stilul lui de box. Pentru tine, ce înseamnă o zi de antrenament? Ai reușit să fii vicecampion european, puteai să fii campion. Cum decurge o zi de antrenament, pe scurt? Păi, mă trezesc dimineață, vin la antrenament aici, mă încălzesc, gimnastică, încălzire. Două ore de antrenament. Două după amiază. Ionuț Chiriac, tu ești omul faptelor și al vorbelor mai puțin. Așa, este un antrenament, mai ales în preajma competițiilor mari. Antrenamentul este foarte dur, este adevărat, domnule profesor? Bineînțeles, sigur că da. Ei, câteodată este mai greu la antrenamente decât la meciul care o să ține. Pe... Deci sunt foarte grele antrenamentele și copiii rezistă și i-au prins microbul în sânge și lor place sportul ăsta. Este suficientă motivația victoriilor? Este suficientă motivația victoriilor pentru a reuși să antrenați mai departe? Poate că banii în box nu sunt atât de mult cum ar trebui să fie pe măsura performanțelor. Da. Bineînțeles că pe ei nu-i motivează. Adică îi motivează victoria în primul rând pe copii. Bineînțeles că victoria îi motivează în primul rând. Dar problemele astea materiale cu motivarea în alte probleme, zicem material. Este greu și eu le explic lor câteodată că trebuie să fii mare campion să ajungi ca să câștigi niște bani. Ionuț, de exemplu, este adeptul lui Mayweather. Este și îi place boxerul ăsta și are un stil exact ca și Mayweather și va fi un mare boxer de mare performanță. Ionuț, te gândești la Olimpiadă? Este un loc unde vor să ajungă cei o încununare a calităților sportive. Asta este dorința oricărui sportiv, să ajungă la Olimpiadă în 2024 și Olimpiada de trei din 2022. Ce se întâmplă, domnule profesor, între momentul în care sportivii sunt juniori și cel în care ajung să fie senior? Se mai pierd pe parcurs, apar vicisitudinile vieții. Cum reușiți să-i țineți aproape, pentru că aveți și seniori în antrenament? Bineînțeles, sigur că da. Deci, motivația lor este, motivația ei vin la antrenament, deci în momentul, cum să vă spun, ei le intră în sânge asta, ca să rezist, să vii la box. Că sunt mulți care vin și pleacă. Nu stau, nu... Deci, lor de la concurs la concurs vor să fie campioni. Deci, ei au început să plângă și el a plâns că nu l-a dat, că a pierdut în final, a plâns. Deci, copiii, vezi că în momentul când când ajung sus acolo și nu ia, începea să plângă. Bine, acum nu mai... ei vor deveni, vor fi boxeri foarte buni, vor fi campioni. Eu vă promit că Ionuț va ajunge și la Olimpiadă și la Mondiale cu medalii. Să sperăm, domnule Nicolae Chipiroc, că așa va fi, că dincolo de cei doi sportivi care sunt deja cu foarte multe medalii, vor apărea și alții și alții și vor fi motivați din toate punctele de vedere să rămână. Vă rog. Două secunde, vreau să mulțumesc domnului președinte al Clubului Sportiv Nicolina, domnului Traian Pricop, care prin... ne asigură totuși cât de cât o plecări în concursuri. Da, sunt necesare aceste sponsorizări, la fel de necesare ca și antrenamentele. Fără bani nu se poate face performanță, este un adevăr. De aici vin și frustrări, de aici se și pierd juniorii și nu mai ajung să fie toți seniori. Dar totuși să ne uităm la performanțele pe care le are sportul ieșean, pe care le are boxul ieșean și să sperăm că aceste performanțe se vor repeta în toate celelalte domenii de la ale sportului.
Sergiu, mulțumesc frumos pentru intervenția din această seară. Cam pe stomac cu gol, așa se practică sportul și nu doar la Iași. Cred că în multe zone din țară, copii care vin din zone defavorizate, din medii sociale, dar măcar au sete de a face performanță și cine știe, poate vor reuși să ajungă la seniori și să obțină medalii și rezultate bune și acolo și de ce nu să-și clădească un viitor și financiar sigur. În continuare cu Ciprian Parasiu, președintele Clubului Politehnic Iași, și vorbim și noi de bani, că am zis că alocăm o parte mai mare din emisiunea așa zonei financiare. Ne plătiți de 4 luni, nu? Fotbaliștii... 3 luni, să zicem, pe cadența de lunii noiembrie în decembrie. Ai gestionat până acum situația asta cu salariile. Spunea Daniel că și-ar dori ca banii să intre cât mai repede. Poate să-i prindă pe jucători cu ceva bani pe card și în aceste etape care mai sunt, nu la finalul părții de campionat. Da, da, și eu sper cât de repede să putem să liberăm ceva bani. Am aplicat la Consiliul Local, știu că joi este ședință în cadrul Consiliului Local al municipiului Iași. De asemenea, am purtat discuții cu președintele Consiliului Județean ca să primim un sprijin și de la Consiliul Județean, pentru că în toată țara e perioada în care cam toate cluburile au încercat să-și închidă datoriile de această stare de alertă care permite finanțarea de la autoritățile locale. Și ar fi fantastic, pentru că drepturile TV care ar veni în luna ianuarie, mai putea să fii sigur că ai închis licențierea și poți începe respirând anul viitor mult mai liniștit. Ai vorbit cu primarul Mihai Chirica despre ceea ce se va vota în Consiliul Local și cam în cât timp, dacă totul e favorabil, ar putea să fie virați banii? Primarul Mihai Chirica chiar a fost prezent înaintea meciului, era foarte frig, era cu copilașul mic și cred că deja vrea să inoculeze dorința de a juca fotbal. Eu zic că de repede, pentru că noi deja am pregătit documentele, nu știu, zic eu că dacă joi votul va fi în regulă și am toată convingerea că toți consilierii locali țin la această echipă, undeva pe finalul săptămânii viitoare banii vor fi în contul jucătorilor, pe cardurile jucătorilor. Și ce ar însemna asta? Achitarea două salarii? Da. S-ar ajunge unde? La o lună, nu? Da, s-ar ajunge undeva aproape octombrie închis. Aproape. Era o întrebare la mod, așa, în urmă cu 80 ani, când granzii campionatului sau când finanțatorii echipelor mari din București aruncau cu salarii de sute de mii de euro pe an. Jurnaliștii tot timpul întrebau, când apăreau două, trei infrângeri, cum îi sancționați? Ce, aici, bănuiesc că nu se pune problema. Nu, nu se pune problema, nici nu au fost motive de sancțiune și nu, chiar nu se pune problema. Ar fi culmea și așa o duc răvoieții să mai venim și cu sancțiuni. Chiar Mihai Chirica, cred că înainte de alegerile locale, a pus în discuție o eventuală preluare a Clubului Politehnic Iași de către municipalitate. Cum ți se pare această idee? Ai merge pe varianta asta? Pentru a bănuiesc ca să se acorda mai ușor bani. Sigur, mi se pare varianta ideală. Pentru un club la Caiașu, care nu are un finanțator, și atunci da, ai nevoie de sprijinul autorităților locale. Eu văd un consiliu director în care primăria să aibă reprezentant în consiliul director, de ce nu, și consiliul județean, găsim și o entitate privată, poate o universitate din Iași, și lucrurile ar fi mult mai simple din acest punct de vedere. Eu așa văd idealul, da, comunitatea efectiv să fie implicată și la facul și în punct de vedere al deciziei, să fim acolo cu toții, pentru că atunci și reprezentanții, fie a primăriei, fie a Consiliului Județean, dacă vor dori să intre și ei, vor vedea efectiv cu ce ne confruntăm, câte cheltuieli sunt, cum nu mai avem venituri. Mă rog, această pandemie nu numai în fotbalul, în general, societatea a dat-o peste cap. Și atunci împreună să găsim soluțiile cele mai bune. Pe ce bani în această variantă, Consiliul Local, eventual Consiliul Județean, cu ce bani ar trebui să vină către club ca să asigure un buget în care să nu mai tremuri tot timpul, eu știu, pentru retrogradare, să nu mai cauți jucători care să-ți accepte nivelul salarial, ci să te poți duce mai sus. Bun, ca să speri mai sus, trebuie un buget de minimum 5 milioane de euro să aibă un club de ligă întâi.
e un buget decent. Deja când vorbești de mai mult de 5 milioane de euro, poți să speri că accezi în play-off. Și să te bați la cupele europene. Se bat, da, sigur. La acest moment Iași are un buget în jur de 3 milioane de euro și sprijinul pe care l-am primit și le mulțumim atât primăriei municipiului Iași, cât și consilierilor local, pentru că atât primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, cât și consilierii care au fost alături de domnia sa, au fost alături de echipă, undeva în jurul sumei de 600.000 de euro, mă refer la banii efectiv oferiți, dincolo de stadionul care îl avem la dispoziție. Eu zic că e puțin pentru Iași. Deci Iașiul trebuie cel puțin 1,5 milioane de euro să se susțină. Oficialitățile din partea Consiliului Județean, pentru că ai avut, cred, ceva discuții, da, și cu ei, s-au mai concretizat? Chiar vreau în această săptămână, m-am așteptat să treacă alegerile parlamentare, să se reau discuțiile. Am simțit o deschidere din partea președintelui Costel Alexe, vrea să ajute, nu știu dacă are ieșit și bani în visterie, că de aici pleacă, dar știu că îi place și lui fotbalul și eu chiar am crezut și cred în acești doi oameni că vor veni lângă echipă. Un finanțator puternic ar putea găsi clubul? E greu să cred, pentru că Iașiul nu are echipa, nu are un patrimoniu al ei, nu știu, un stadion. Știm foarte bine că stadionul, care e destul de vechi, aparține de primăria municipiului Iași. Nu au nicio bază foarte, foarte mare de suporteri, cum avem la Dinamo, să zicem, să țină echipa. Eu cred că soluția ca să vină și finanțatorul este să avem un stadion nou. În clipa aia, da. În clipa aia, da. Cred că lucrurile se vor schimba capital. Iașiul va deveni o forță în fotbal. Suporterii vor veni număr mult mai mare lângă echipă. Eu zic că totul se învârte în jurul stadionului nou pe care îl așteptăm cu toții și în care eu cred, pentru că am văzut și declarații, nu numai a primarului municipiului Iași, inclusiv a fostului premier, nu acum vorbim de fost premier, în care spunea că da, Iașiul e trecut pe lista CNI ca să primească finanțare pentru un stadion modern. Așteptai un feedback mai bun de la mediul de afaceri? Ai reușit să discuți cu oameni importanți de afaceri de când ai venit în Copou și pe fondul acestei pandemii, bineînțeles, care probabil afectează calculele tuturor? Da, sigur, am purtat discuții de principiu, în continuare port discuții, chiar joi am cu un nou partener din ea și eu mă bucur că avem deja, nu știu, Origin, care e o clinică de fertilitate care e lângă club și ne ajută cu testările unde noi aveam cheltuieli foarte, foarte mari. S-au prelungit contractele vechi de sponsorizare. Suntem bucuroși că sponsorul principal a prelungit pe 3 ani. Am securizat, ca să zic așa, contractul de sponsorizare pe un preț mult, 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 mult mai bun. Dar mă aștept în continuare, pentru că Iașiul are oameni foarte potenți din punct de vedere financiar. Ce experiență are? Sincer, nu-mi dau seama, chiar nu-mi dau seama. Poate dezamăgirile din trecut, e adevărat, nici noi, de când am venit eu din februarie, n-am avut rezultate excepționale, dar nici nu poți, când ai un buget atât de mic, să faci minuni până la urmă. Când vorbim de fotbal, vorbim de bani. Fotbal fără bani nu se poate, de asta am mai spus-o. Steaua FCSB nu va fi în grupele Champions League atât timp când se va bate cu echipe care au bugete de, nu știu, în care numai un jucător costă 200 de milioane de euro și bugetul Stelei poate undeva la 20-25 de milioane de euro. E greu. Până la urmă, bugetele fac legea în fotbal, da, mai sunt surprize, cum a fost CFR, care și-a depășit condiția și anul trecut a acces în primăvară europeană, le doresc să acceadă și în acest an. De departamentul de marketing ești mulțumit? Departamentul de marketing mai are doar un singur om la acest moment. Da, ce să zic, nu e ce-am crezut. Da, trebuie să o luăm de la zero, inclusiv pentru o simplă prezentare în care nu exista, trebuie să o facem, să arătăm cine suntem noi. Dar eu zic, eu știu din marketing cât ar trebui să strângă clubul, procentual mă gândesc. Eu pot să zic că mă uitam la cifrele date de Universitatea Craiova la început de an, când depui licențierea, trebuie să pui și cifrele, erau în jur de 1.100.000 de euro. E puține, e greu să trăiești din marketing, să fii un club, dar da, te poate ajuta la cheltuielile de zi cu zi. Acum nu mai poți face activări, nu mai e suporter, nici stadionul ne ajută, nu e simplu, dar eu cred că oamenii din Iași care
care au reușit în mediul de business. Până la urmă, Iașiul le-a oferit o oportunitate. Cred că ar trebui să întoarcă Iașiului acest favor. Până la urmă, fotbalul e unul dintre principale ambasadori, nu numai pentru un oraș, chiar și pentru țară. Spuneai de Dinamo și de suporterii dinamoviști, care se apropie de 11.000 de socios acolo, care cotizează la abonamente virtuale. Ai fost dezamăgit de modul în care, pentru că ați spus și voi în vânzare la un moment dat, într-o campanie abonamente, ai fost acolo cu Daniel Pancu, ați încercat să vindeți, dar au trecut undeva de 100, parcă. Da, aproape 200. Dezamăgită. Nu cred că e corect să facem o comparație între suporterii Iașiului și suporterii echipei Dinamo. Dinamo este un brand la nivel internațional, Dinamo are trofee în spate. Iașiul este ca o echipă... Au pornit și ei greoi, adică nu s-au ridicat așa ca... Așa, Iașiul este o echipă studențească, poate și viața este mai grea în Moldova, nu știu, pentru suporterii noștri. Ne-a afectat această pandemie, pentru că noi ne bazam pe cei suporteri din tribune, ne ajutau echipa. Însă eu sunt optimist. Sunt optimist că în clipa în care vor veni și rezultatele, poate se va permite și accesul suporterilor pe stadioane, atunci cred că și în casările noastre vor crește, inclusiv din punct de vedere al abonamentelor vândute. Cât crezi că v-a afectat faptul că nu ați avut fani în tribune și ca rezultate, privind susținerea suporterilor, dar și ca încasări? Uite, dau un simplu exemplu. Am câștigat la Arad, iar meciul următor l-am avut cu FCSB pe teren propriu. Studiind puțin ce s-a întâmplat în trecut, au fost meciuri în care s-a ajuns chiar la 50.000 de euro la un meci cu FCSB, cu tribune arhipline. Eu sunt convins că numai pentru acel meci am pierdut în jur de 50.000 de euro dacă ar fi fost permis accesul spectatorilor pe stadioane. Pe de altă parte, din punct de vedere a rezultatului sportiv, da, deci noi avem un grup dur de suporteri care vin meci de meci, încurajează echipa, chiar dacă și ceartă pe jucători, creează acea presiune pe care eu iubesc pe suporteri. Și poate și motivează. Și motivează, ce sigur. Eu iubesc pe suporteri și până la urmă am venit pentru că și m-au chemat și sunt convins că vor veni lângă echipă. Poate și noi ar trebui să avem rezultate mai bune, dar eu cred în suporterii ieșeană. Uite, îți dau un pont acum, că nu știu dacă ai urmărit o emisiune în urmă cu vreo 3 săptămâni sau o lună, finanțatorul celor de la Botoșani, Valeriu Iftime, spunea că l-ar bate gândul, nu ar exclude varianta să investească la Iași și punea tot motivul stadionului. Dacă cei de la Botoșani nu se mișcă rapid să construiască un stadion acolo, ar vrea să vină aici în Copou să... Da, sunt deschise porțile, adică pentru astfel de, absolut, de variante? Din punctul meu de vedere, bine, eu sunt... Președintele la nivel, să zicem, administrativ, din punct de vedere ierarhic, există un consiliu director ca și putere în ierarhia clubului. Eu am o părere bună despre Valeriu Iftime. El chiar a făcut treaba la Botoșani. E adevărat, în timp, au fost ceva ani, s-au chinuit, arată că e un bun gospodar, e și un om de business, bagă banii lui în afacere. Eu am o părere foarte bună despre Valeriu Iftime. Nu prea cred că ar vrea să vină spre Iași. Da, în clipa în care ar apărea un stadion nou, atunci da, s-ar putea să avem oferta să fie mult mai mare de investitori. Pentru că s-a mai vorbit și în trecut de Adrian Porumboi, au fost acele orgolii. Asta spunea și el, că ar putea exista orgolii care să nu permită o coabitare. Mai uite, chiar am să vă dezvolui chiar acum vreo... după ce am ieșit în comitetul executiv, am purtat discuție cu Adrian Porumboi și chiar l-am întrebat de trecut și mi-a zis că da, un stadion nou, dacă ar fi fost, Adrian Porumboi la ce moment ar fi fost finanțatorul, mă rog, nu știu acum dacă la vârsta lui mai dorește, dar la acel moment da, ar fi fost finanțatorul clubului din dealul Copoului. Da, nu doar voi ați fost supărați tare după etapa asta, ci și apropo de Botoșani, Marius Croitoru, care a făcut o adevărată criză de nervi după ce FC Botoșani a condus cu 2-0 și a fost egalat în minutul 94, a ajuns și pe paginile celebrului ziar Gazeta dello Sport în Italia, aruncându-se cu o fotografie cu el culcat la pământ. Haideți să-l urmărim ce a spus după Sepsi Botoșani 2-2. Aș avea de spus mai mult despre ultimele 2 minute în care am luat și golul. Dar eram ferm convins că dacă avem atitudine bună, plecăm neînvinși de aici, ceea ce s-a și demonstrat. Păcat că n-am păcat cu toate cele 3 puncte.
am avut 2-0 în minutul 60, din păcate imediat la un minut am luat golul 2, golul, primul gol al lor, după care minutul 94 iarăși am luat gol. Prefer să pierd cu 3-0, să mă bată fără drept de apel, decât să iau gol în minutul 94. Asta e, iei bătaie 3-0, te duci, te reașezi, vezi exact ce e greșit și asta e, când iei gol în minutul 94, este dureros. Mi-a zis cineva că bun venit în rândul antrenorilor, are dreptate, până acum n-am trăit momentul de dat gol, am dat în minutul 94, de luat n-am luat. Da, Sepsi l-a făcut antrenor în sfârșit pe Marius Croitoru. Noi mergem cu a doua repriză de box. Ana Maria Romanțov la telefon, vicecampioană europeană de juniori. Ana, te salut, bine ai venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit. Cred că în urmă cu un an am făcut un reportaj cu o tânără care se pregătea într-o săliță mică și care avea ambiții mari. Ai reușit să devii a doua cea mai valoroasă sportivă pugilistă din Europa la categoria ta de vârstă, la 15 ani, la juniori. Cum te simți? Mă simt extraordinar. Mi-am îndeplinit scopul pe 2020. Spune-mi cum a fost atmosfera acolo la campionatul european, dacă ai avut emoții, având în vedere că nu e primul concurs de asemenea învergură la care ai participat. A fost foarte frumos, emoții au fost, mai ales că tata nu a fost alături de mine. Mă gândesc că poate dacă era acolo, ieșeam și campioană europeană și reușeam să o bat pe Rusoaică. Mi-a fost destul de greu pentru că am avut și mici probleme cu categoria și am avut foarte mare nevoie de tata. Stăteam cu orele cu el în telefon și încerca să mă monteze și psihic și să-mi explice ce am de făcut la meci, dar totuși chiar dacă mi-explica, mi-era greu pentru că eu eram obișnuită cu el acolo să-mi țipe în colț că hai, dă-i și... Na, a fost destul de greu. Cum a fost în finală? Poftim? Cum a fost în finală și dacă ai fost aproape de a cuceri aurul? Da, am fost destul de aproape, dar nu știu, nu am dat tot ce am putut. V-am zis, mi-a fost destul de greu și na. Da, pentru Alena Rusaica, cu care am boxat, este a doilea titlu european la junioare. Ea a mai fost campioană europeană și la cadete. E cum Armenia a treilea titlu. Care sunt ambițiile tale, Ana, în boxul? Unde îți dorești să ajungi? Îmi doresc să ajung la Jocurile Olimpice, pentru că de asta m-am apucat de box. Și, de fapt, asta cred că e visul fiecărui sportiv. Cum de-a fost box și de ce nu alt sport, mai ales pentru o fată? De ce box? Păi, de ce box? Pentru că de mică eram foarte atașată de tata. Eram fața, nu tata, așa, umblam după el la fiecare. El antrena într-o altă sală. Acum avem clubul nostru, avem clubul sportiv Powerbox, care este făcut de amândoi. Adică eu am făcut sigla, el a ales culorile, am făcut clubul amândoi. Cum și tu ești vedeta clubului. Da. De ce box? Pentru că umblam după tata și Într-o zi am zis că am văzut un băiat în sală și am zis că eu vreau să-l bat pe ăla. Și tata a zis că hai că-ți dau o pereche de mânuși, dar dacă le pui pe mână faci și de performanță. Și am zis că hai că nu mă mai las, era mai micuț atunci. Și am zis că am ținut așa și am ajuns aici să reprezint România la europene și să urc pe podium. La câți ani ai început? Sau când ai intrat prima oară în ring? La ce vârstă? Prima oară într-o sală am intrat la 90 ani, dar de performanță așa am început de la 12 ani. Deci de 3 ani. Și în 3 ani ai reușit să devii vicecampioană europeană. Ce ți-au spus antrenorii de la lotul național după această performanță ta? Antrenorii de la lot au fost destul de mulțumiți. Au spus că, mai ales fiind prima competiție, nu se așteptau să ajungă aici. Se așteptau într-adevăr la o medalie, se așteptau la un bronz, dar le-am demonstrat că pot și mai mult și au fost foarte mândri de mine, mai ales când am ajuns acasă, antrenoarea de acolo abia m-a așteptat și m-au luat în brațe și seniorile de acolo și au fost destul de mândri. Păpuși mai ai la 15 ani? Nu, L-ai lăsat de tot sau nici nu ai fost cu păpușile? Nu am avut niciodată păpuși. Păpuși n-am avut niciodată. Ana, îți doresc mult succes. Știu că tragi tare pentru calificarea la campionatul mondial, nu? Care e anul viitor. Da. Mai avem 18 puncte și avem acum un turneu în Serbia și trebuie să câștig câteva meciuri și ne calificăm și la mondiale. Am vorbit cu Ana Maria Romanțov. Dă-mi-l, te rog, și pe tatăl tău, care e și antrenor în același timp, e și antrenorul tău, așa cum spuneai, Radu Romanțov, cel care se ocupă de destinele clubului Powerbox Iași. Vă fac legătura pe el. Da.
Suntem aici pe recepție, în așteptarea... Bună seara! Ce aș vrea să te întreb, Radu, în primul rând, cum, din punct de vedere al tatălui, cum ai puterea să urmărești meciurile Anei? Foarte greu. Deci, una e să conduci tu mașina și una e să dai mașina altcuiva să ți-o conducă, cam așa ar fi. Foarte greu. Am gestionat lucrurile de la distanță. Într-adevăr, problema a fost în finală, pentru că noi nu, pe timpul pandemiei, nu prea am avut sparinguri cu adversare pe partea stângă, cu gardă inversă, și am gestionat foarte greu acest meci din finală, pentru că emoțiile s-au adunat, s-au acumulat. De o parte, psihicul Anei era cât undeva la nivel jos. Eu încercam să-i ridic nivelul și să-i explic, pentru că orice boxer cu gardă invers se poate fi învins. Am dat câteva exemple de sportivi. Foarte greu, dar până la urmă i-a boxat excelent. După ce am înțeles de la antrenorul de la lotul național, Lăcătuș și Adrian Gălbiruș Constantin, și cu Lăcătuș și Mihaela, care țin să le mulțumesc pe calea asta, nici nu mai zic de Dorel Simeon, pentru că noi am avut o discuție cu Dorel Simeon înainte și Dorel și-a jucat rolul tatălui perfect. Deci a fost alături de Ana ca și cum aș fi fost eu acolo. A intrat în rol perfect și ca antrenor și ca tată, pentru că i-am spus, noi am fost foarte apropiați și ea trebuie să fie montată în așa fel încât să urce pe ring, să bată în finală, la fel cum s-a bătut cu Bulgăroaică. Ca tată de fapt, așa, nu ai inima cât un purice când știi că intră în ring și mai și încasează, nu? Că se mai și încasează la box. Nu, păi asta tăi. Explicam, asta am spus. Este foarte greu de gestionat. Cred că dacă mă filma cineva pe timpul meciului, n-avea ce cadru să dăie, pur și simplu. Dar nu ești ca Titi Prosop cu Prosopul, nu? Nu... Mai rău. Pumni în pereți, strâns de cap, luat de păr. Ce calități are Ana, Radu, te-aș întreba? Calitățile sunt probabil pe partea asta fizică, foarte mult, și țin să apreciez foarte mult la ea seriozitatea. Pentru că ea este o persoană, dacă îi dai să facă 5.000 de abdomene, până în 2-3 zile ea 5.000 va face. Dacă îi dai 200 de kilometri de alergat într-o săptămână, 200 face. Deci asta e singura, nu singura, prima calitate care poate au și apreciat-o cei de la lotul național. În momentul când a intrat în legătură cu Ana, m-au sunat după o săptămână și mi-a zis că, domnule, e extraordinar de fantastic. În afară de luptele care le face, ce caracter puternic are, ce caracter de lăoaică adevărată are, și o persoană care ai cu ce să discuți. Și i-am spus de la început, ei au văzut o micuță așa de statură și asta, și i-am spus, nu e ceea ce pare. Deci în ring se transformă pur și simplu și a și demonstrat-o. Sete mare de performanță. Radu, mulțumesc frumos pentru această intervenție. Așa am văzut-o și eu de la prima întâlnire ambițioasă pe Ana Maria Romanțov. O vom urmări în continuare. Mult succes! Ultimele minute ale emisiunii cu Ciprian Paraschiv, președintele Clubului Politehnic Iași. Cip, te-aș întreba cea mai mare nerealizare pe care o consider că ai avut-o de când ai venit în Copou și care a fost cea mai mare bucurie în aceste luni de când ai preluat șefia echipei? Bună. Acum o iei cu cum vrei tu. Poți să răspunzi și la a doua, la început și... Da, nu, stăteam să faci rocada. Așa. Poate m-aș fi așteptat ca Mediu și Andrei Business să vină mai aproape de echipă. Îmi pare rău că nu am reușit să fac acel audit care mi-ar fi dat o situație mult mai clară, deși acum o am, zic eu, privind de unde am plecat și unde sunt. Iar zic eu că la acest moment chiar cred că este o realizare pentru clubul nostru faptul că am reușit să rămânem în Liga 1, pentru că eu am preluat echipa din mers. Și de ce nu? Până la urmă, pentru că orașul Iași are un reprezentant în Guvernul Fotbalului Românesc, în Comitetul Executiv. Astea ar fi două din cele mai importante lucruri. Da, evident. Faptul că am rămas în Liga 1 și... Apropo de asta, a fost dură negocierea cu celelalte cluburi ca să te susțină? N-a fost ușoară, pentru că și Craiova este o forță în fotbalul românesc, dar cred că a contat foarte mult, nu... Această campanie electorală, că a fost și o campanie electorală decentă, nu cred că ați auzit în spațiu public de
de certuri. A contat ani din spate faptul că și eu, zic eu că am fost un om de cuvânt și ce am avut de zis am zis, că n-am putut să ajut, am ajutat destul de vertical, chiar dacă uneori am supărat prin poziția mea. Nu a fost simplu, dar la finalul zilei este bine că suntem acolo reprezentați. Cert este că eu cred foarte mult în proiectul meu Politehnica Iași și altfel nu lăsam o poziție din top managementul Federației Române de Fotbal, o liniște atât financiară, cât și din punct de vedere al responsabilității, al răspunderii, pentru că nu e același președinte și a presiunii, exact. Pentru că eu cred în acest proiect și cred din tot sufletul și veți vedea. Eu zic că Iașul în acest... va mai fi un an în care suferim, dar eu zic că în vară Iașul va arăta destul de bine. Am început emisiunea de la declarația lui Pancu. Tu te-ai gândit vreodată să pleci? Să renunți? Da, a fost un moment în vară, din momentul în care echipa a fost salvată. În primul rând, familia, soția mi-a zis că nu e în regulă, pentru că a văzut cât de mult m-am frământat și cât de greu mi-a fost, mai greu decât m-aș fi așteptat. Mi-a zis să renunț. Soția, în special, sincer, și pe mine m-a bătut gândul. Și culmea, Daniel m-a întors puțin, pentru că vorbim cu Daniel Pancu, spunându-i, uite ce greu a fost, nu văd soluție pe viitor, abia am închis datorile, nu văd cum vom începe nouă sezon. Daniel a fost foarte curajos și mi-a dat și el forță și am zis, bine Daniel, hai să mergem la luptă. Mulțumesc frumos, Ciprian, ne mai vedem până în vară și să sperăm că din vară începe un nou drum pentru Politehnica Iași, nu cu obiective mai importante. Și mai mult. Eu și în acest an cred într-un obiectiv important. Nu vreau să-l fac public, dar eu în sine mea cred. Le-am spus-o și băieților în vestiar. Mulțumesc frumos, Ciprian Paraschiv, președintele Clubului Politehnica Iași. Eu sunt Vlad Lucian Arhire. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu programele televiziunii române. Să aveți o seară excelentă.